Modificările operate recent la codul electoral care permit organizarea referendumului republican într-o singură zi cu alegerile prezidențiale, parlamentare sau cele locale au fost făcute în grabă și strânesc multe semne de întrebare. De această părere sunt mai mulți experți politici, iar opiniile au fost expuse într-o dezbatere publică. Directorul adjunct al Institutului de Politici și Reforme Europene, Stanislav Ghilețchi, a declarat că modul în care a fost modificat codul electoral stârnește mari semne de întrebare. În opinia lui, codul electoral trebuia modificat cu majoritatea voturilor deputaților, inclusiv a opoziției parlamentare. Nu poți să adopți un cod electoral un an în urmă care să interzici sau să condamn referendum din 2019 care a fost organizat de fosta guvernare și să condamne acel referendum care a fost organizat odată cu alegerile parlamentare și să menționez că aceea a fost utilizat acel referendum ca o manipulare a opiniei publice și să vii peste un an de zile și să menționezi că tu dorești să menții. Deci, totuși, deciziile politice trebuie să fie luate inclusiv în baza unor convingeri bine făcute. Iar analistul politic Anatol Țăranu a declarat că, potrivit normelor europene, un asemenea referendum se face doar când țara este deja pregătită de aderare la blocul comunitar. Totodată, el susține că organizarea acestui referendum, într-o zi cu alegerile, va aduce un plus valoare președintelui țării și partidului de guvernare. Faptul că ideea referendumului a fost lansată concomitent cu acceptul președintelui Maia Sandu de a candida la postul de președinte a Republicii Moldova pentru al doilea mandat, volens nolens induce senzația că această inițiativă a fost corelată foarte precis cu interesul electoral al președintelui, al partidului de guvernare. Această inițiativă are o tentă de tehnologie electorală bine pronunțată. La ultima ședință plenară din anul 2023, deputații au votat în două lecturi un amendament la codul electoral care prevede că referendumul republican poate fi organizat în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale sau locale. Inițiativa de a organiza un referendum republican aparține președintei Maia Sandu. În mesajul său la 3 ani de mandat, șeful statului a solicitat Parlamentului ca în toamna anului 2024 să organizeze un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Maia Sandu a mai declarat că vocea cetățenilor trebuie să fie hotărătoare în procesul de integrare europeană a țării noastre.